Anul trecut, Nokia a ajuns printre primii în lume după cantitatea telefonilor vândute. În mare parte pentru că sunt altfel, au cu totul o altă abordare față de cum trebuie să fie un smartphone. Anul acesta, logic, avem și mai multe modele. Noi l-am ales pe cel care, după părerea noastră, e cel mai interesant, Nokia 7 Plus. Dar și nouă și celor de la Nokia ne este interesant. Ce crezi tu despre noile modele Nokia apărute după o lungă pauză? Scrie tot ce crezi și nu te rușina deloc. Primul lucru care îl observ e designul original. Un monobloc din aluminiu, seria 6000, un aleaj din magneziu și siliciu acoperit cu 6 straturi de ceramică. Ce e asta eu nu știu, dar sună curios. Pe spate avem camera duală, amplasată vertical pe mijloc, și marginea are un finisaj de aluminiu cu un accent de cupru. Apropo, același accent îl găsești și pe varianta albă și pe varianta neagră. Și în împrejurul camerei și în împrejurul scannerului pentru amprente. Așa că, printre altele, acesta deblochează 10 ori din 10, dar nu e cel mai rapid. Dar ce mi-a plăcut e cum Nokia a reușit într-un telefon atât de subțire, de doar 8 mm, să includă o baterie de 3800 de mAh. Da, e destul de lat, asta se simte, dar e ușor să-l folosești cu o singură mână. Celor de la Nokia le place foarte des să accentueze că, într-un corp de doar 5,5 inci, ei au reușit să includă un ecran de 6 inci. După cum am mai spus, 7 Plus la capitol autonomie stă așa cum se cuvine. 3800 de mAh sunt de ajuns chiar și cu o utilizare activă pe 2 zile. Eu însă am simțit cât de mult am nevoie de fast charge. Din cauza că îl foloseam destul de intens, YouTube, jocuri, mai citesc câteodată, nu uita că e bine să citești, el se descarca în prima zi cam 60%. Parcă pentru a doua zi ar trebui să ajungă. Dar nu, la ora 2 el deja avea 10%. Mai pe scurt, oricum trebuie să-l încarci în fiecare zi. Display-ul. 6 inci, IPS, e plăcut. Nu cred că trebuie să inventăm caracteristici noi și să vorbim despre ele o lună de zile. Totul e bine balansat. Important este luminozitatea. Minimul este confortabil când e insuficiență de lumină, maximul e de ajuns chiar și pe timp însorit. Știi ce am observat după ce am folosit un Samsung cu ecran AMOLED cu niște culori suprasaturate? De regulă, când foloseam un telefon cu IPS după acel AMOLED, culorile păreau de parcă erau o fotografie uitată la soare, decolorate. Aici însă ecranul este optimizat și saturația este balansată. Cel mai important, productivitatea. Din 2018 Nokia face parte din programul Android One. Adică presupune un Android pur, fără ceva adaosuri din partea producătorului, plus printre primii primește toate update-urile. Îmi place. În principiu, nu am întâlnit o aplicație cu care acesta să nu se descurce. Snapdragon 660 e un procesor nou, mediu și în tandem cu 4GB RAM și acel Android pur, se descurcă de minune cu absolut tot. În general, e corect optimizat. Nu închide aplicațiile așa că vrea el, nu redeschide aplicațiile care lucrează pe fundal, dar știi ce am observat? E stabil. Adică, de regulă telefoanele care eu le testam, ele azi deschideau aplicația în 5 secunde, mâine aceeași aplicație într-o secundă, dar apoi mâine jumătate de secundă. Aici așa ceva nu observ. Fiecare aplicație întotdeauna este deschisă același timp. Eu de-am m-am plictisit la cât el e de corect. Despre cameră. Eu aș clasifica camera lui cu o treaptă mai sus decât costul telefonului. Nu vreau să zic că e mai bună decât la alții. Vreau să spun doar că la alții, la același preț, deseori este mai slabă. Pe spate avem doi senzori cu optică Zeiss, prima de 12 megapixeli și a doua de 13 megapixeli cu lentile telefoto și zoom optic cu două poziții. Diafragma în primul caz este de 1,8 mm și pixelii de 1,4 microni. Ce zice asta? Camera va lucra excelent în condiții insuficiente de lumină și acest lucru se observă cu ochiul liber. Efectul bokeh este și el, dar eu vreau să aflu părerea ta. E mai bun el decât la alții sau nu? Scrie despre asta în comentarii. Mie mai tare mi-a plăcut efectul dual camera, adică aici pe ecran apare imaginea din ambele camere
Și încă, toate telefoanele au câte două microfoane pentru înregistrarea vocii. Doar pe Nokia tu poți alege de pe care să se înregistreze. De pe acesta de convorbiri sau de pe acesta de lângă cameră.